și doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. Naționala României nu a reușit aseară să învingă o rivală tradițională din handbalul mondial. Naționala Ungariei, beneficiară a două jucătoare de excepție, Anita Gheorbiți și Suzana Tomoni, autoarea 24 de goluri, a învins cu 37-35 echipa noastră. De menționat faptul că Radu Voina a rulat întregul lot pentru a-și face o imagine despre potențialul echipei noastre, în perspectiva mondialelor din Brazilia. România debuta cu o înfrângere la ediția din acest an a trofeului Carpaș la handbal feminin. Radu Voina a rulat între lotul, mai puțin Cristina Vărzaru, venită cu puțin timp înainte acestui joc. 1800 de spectatori au urmărit această partidă, încheiată cu 37-35 pentru Ungaria, beneficiară a două jucătoare de excepție, Anita Gheorbi și Suzana Tomori, autoare a 24 de goluri. Pentru România cele mai multe goluri le-a realizat Adina Fiera 8, Oana Manea 5 și Ramona Farcău 4. Din păcate, pe finalul jocului, Anita Gheorbiți s-a accidentat și a trebuit să fie dusă cu ambulanța la un consul la spital. La această oră națională a noastră a jucat deja cu Macedonia, iar duminică va întâlni Serbia. La conferința de presă de după joc, Radu Voina a apreciat utilitatea partidei cu Ungaria, o adversară de care echipa noastră avea nevoie înaintea mondialelor din Brazilia. Mai sunt multe de făcut, dar cel mai important lucru este să se aleagă cele mai bune jucătoare, care pot fi capabile să realizeze obiectivul propus pentru naționala noastră. De aceea, Radu Voina este într-un fel mulțumit de jocul cu Ungaria. Joc util cu Ungaria, de care naționala noastră avea mare nevoie înaintea campionatului mondial din Brazilia. Dincolo de rezultatul nefavorabil, partida cu Ungaria este un test util înaintea definitivării lotului de 18, care va face deplasarea în Brazilia. Dar în ciuda frângerii, care nu era unul dintre obiectivele noastre au fost pentru acest turneu de a ne pregăti și cred că genul ăsta de meci, un meci foarte bun din punctul nostru de vedere, în fața unei foarte bune echipe a Ungariei, cred că acest gen de meci ne ajută să progresăm, nu alt gen de meci. Dacă vom juca, din păcate, probabil cu tot respectul pentru Macedonia, mâine nu va fi același lucru. Cu Serbia sperăm să fie un meci bun, pentru că avem nevoie de acest gen de meci. Un lucru este sigur, naționala României are doi portari pe care poate conta la mondialele din Brazilia. Trebuie să ajute echipa, cum și echipa ajută poarta. Deci, s-a spus totul, meci foarte bun, dacă continuăm pe aceeași linie, avem șanse mari la campionatul mondial. Vor fi portarii și de această dată turul nostru, la unul din aturile noastre, la o competiție majoră? Da. Un trofeu la care România joacă cu gândul la campionatele mondiale din luna decembrie, unde în grupă avem cel puțin doi adversari de marcă. Brazilia și Franța, care sunt mai puternice. Toată lumea spune de Brazilia că e o echipă oarecare. Nu e adevărat. Brazilia joacă la Viena, practic. Toată echipa Braziliei joacă în Europa într-un campionat puternic și au rezultate cu foarte multe jucătoare care joacă în Champions League. Uitați-vă doar la noi, echipa noastră a României, câte fete joacă în Champions League în afara celor de la Olchim, pe care am vrut să le și menajăm. Competiția se încheie duminică, atunci când de la orele 13 România va întâlni Serbia, o avanpremieră a dublei din seria de calificare la ediția din 2012 a campionatelor europene. În cadrul etapei a 14-a Ligii a doua la fotbal, Gaz Metan Severin a învins cu 3-0 FC Argeș, prin reușitele lui Ionuț Miroi de două ori și Milan Mitici. A fost ultimul joc al echipei noastre pe teren propriu în acest tur de campionat. Sâmbăta viitoare, severinenii urmând să evolueze în deplasare la Juventus București. Gaz Metan Severin a învins astăzi FC Argeș cu 3-0 într-un joc disputat în cadrul etapei a 14-a din Liga a doua la fotbal. Ionuț Mitroi în minutul 36 și 60, respectiv Mila Mitici în minutul 83, au înscris golurile victoriei echipei severinene. De menționat că argeșenii au jucat din minutul 13 în 10 jucători. După fluierul final, secundul aspeților a felicitat echipa severinană pentru rezultat, dar și pentru jocul prestat. În primul rând vreau să felicit echipa gazdă, pentru că astăzi se pare că a făcut un meci mai bun decât ceea ce i-am văzut noi.
Am studiat, am văzut 2-3 meciuri. Se pare că au făcut un meci mai, mult mai bun. Se pare că noi am avut problema de când cu cartonașul acela roșu. Aici s-a dovedit că tinerețea noastră, echipa noastră tânără, au căzut psihic. Inexplicabil. Și încă o dată felicitări echipei gazdă. Evident mulțumit de rezultat este și Florin Pârvu, care a stat pe banca echipei noastre, în timp ce Marian Bondrea a preferat să stea tot în tribună. O victorie muncită, pot spune eu, și cu atât mai bucuros suntem și cu toată lumea vine după un efort maxim al jucătorilor și după lucruri pe care noi le-am lucrat la antrenament. Asta, bucuria mea și al domnului profesor, este cu atât mai mare cu cât ceea ce a ieșit pe teren și fazele fixe și golul 3, dar de Mitici. Sunt faze lucrate la antrenament și mă bucur că am înțeles ceea ce vrem noi de la jucători. Să urmărim și rezultatele din celelalte partide disputate în această etapă. Înaintea ultimei etape, Gazmetan Severin ocupă locul 8 cu 20 de puncte, în timp ce Allos Slatina, care se clasează a treia, are doar 2 puncte mai mult decât echipa noastră. În ultima etapă a turului, Gazmetan Severin va juca în deplasare la Juventus București. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!